Așa cum am promis, astăzi în studio se află Roxana Cioculescu. Bună ziua, Roxana! Mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi! Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru, pentru invitație! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Tocmai ce a trecut Paștele! Da! Și ne-am bucurat din plin de această mare sărbătoare. Eu mă uit la tine, dar o privesc și uh, aici, pe pagina de Facebook, pentru că suntem deja live pe pagina România Actualități. Uh, Roxana a făcut uh, cu una către cameră. Sper că același lucru îl fac și cei care ne urmăresc. Despre uh, Roxana Ciuhulescu știm deja că este prima femeie din România care, din postura de civil, a zburat cu un avion supersonic. Deține un prevede de scafandru. Are la activ peste 200 de scufundări și licență pentru ambarcațiuni. Iar deviza ei este că nu va fi un om obișnuit pentru care dreptul să, fie, extraordinar. Un extraordinar. Mi-a plăcut atât de mult. Este acest citatul acest lui Peter Otul, da, și este citatul meu preferat. Îl găsiți și la mine pe, pe blog roxanaciohulescu.com. Am și acolo o scurtă prezentare. Chiar mi-e puțin rușine pentru că trebuia să fac un update. Am recitit chiar azi dimineață. Nu specificam nimic și de Cezar, doar de, de Cleopatra. De da, Cezar fiind băiețelul tău, Cezar da. fi în băiețelul meu care, da, face șase ani curând. Mulțumesc. Mulțumesc și, da, ăla este citatul meu preferat. Uh, Într-adevăr, am uh, cred că chiar trei brevete de scafandă. Mm -hmm. Uite, vezi, iar de, de notă putut... că nu am făcut update la informații. Avut... Cred da. că nu mi-au ajuns uh, cu foile de hârtie pentru că sunt atât de multe lucruri pe care le-ai făcut. Sunt oameni care într-o viață întreagă nu reușesc să facă ceea ce ai făcut tu. Asta înseamnă toată aprecierea noastră în același timp. Uh, Mulțumesc! Roxana, noi avem un obicei ca toți invitații care vin în studio să ne arate permisul de conducere. Sigur! A arată mi permisul de păi, cont, glumesc. Chiar arată că permisul că l-am uite, la mai aici pe telefon. Că, știi, am venit ieri de pe autostrada Soarelui, erau filtre de polițiști, foarte bine că se întâmplă așa, oricum circulam. A fost jale, jale. Ieri. Da, da, și eu am venit, eu am Cât venit pe autostrada București-Pitești, am făcut 4 ore și patru jumătate. Ori. Deci a fost uh, coșmar sincer și uite, dacă tot îmi spunei de permisul de conducere, poți să să-ți și arăt aici cu toate categoriile. Permisul de conducere. Eu o să arăt acum către cameră. Este un permis atipic. Nu știu dacă mai există în România uh, vreo femeie. Probabil că există. Da, am există mai întâlnit, să știi... Femeie cu toate categoriile? Am mai întâlnit o fată pe care o cheamă tot Roxana, uh, șofer okay. profesionist și ea la fel. Absolut toate categoriile. Mă rog, ea uh, deține și un business împreună cu soțul ei, ea o firmă de, de transport și a spus că îmi primul rând a vrut să-l ajute pe soțul ei și a ajuns treptat, treptat să-și ia fiecare categorie în parte. Eu am început, bineînțeles, cu B-ul pentru că aveam nevoie să mă mișc. Pe urmă, câțiva ani, doi ani mai târziu, am luat A-ul. Iar uh, și prin prisma emisiunii pe care am făcut-o, promotor, 13 ani, mi-am dorit foarte mult să trec la nivelul următor și am făcut și C-ul E și D-ul E. Am luat ulterior și atestatele, pentru că după ce am luat uh, cel, ultimele două categorii, am fost în Franța la un uh, test de camioane și mi-a cerut, uh, bineînțeles, instructorul cartela Tahograf. M-am făcut căpluans, că pluai, că l-am uitat. Că am uitat cartela acasă. De fapt, nu aveam pentru că nu aveam și atestatul. Și lucrul ăsta m-a motivat, m-am întors în România și am dat și examenul pentru atestat ca să pot să ies cu încărcătură, cu uh, camion cu semiremorcă și cu încărcătură. Roxana, și ce spun domnii polițiști atunci când te opresc și se uită la permisul tău? E, da, a fost... Uh, Bine, cred că te recunosc, M-a amuzat? Nu, 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 să știi, pentru că în, în acte port numele soțului, mă cheamă Bulu într-o noapte, uh, era 12 jumătate, m-a oprit pe bulevardul Pipera, filtru de poliție, patru mașini, Um, am oprit geamul jos, direct uh, cu etilotestul, Na. am suflat și după care dați-mi, vă rog, actele la control. Și fiind vară, cald, cu geamul lăsat, l-am auzit și că Vasile, și că vine o mă să vezi o muiere cu toate categoriile. <laughs> <laughs> da, ulterior s-au prins ei că bulugioi e ciuhulescu, m-a felicitat, în fine a fost uh, amuzant. Cum să nu e... fie? Și soțul tău tot uh, același categorii, are? Soțul meu are toate categoriile, toate categori. mai puțin D-ul, da, și acum mi-a făcut o promisiune că va merge să facă uh, și de uh, școala de autobuze. Când ai condus ultimul, uh, ultima oară un camion, de exemplu? Uh, anul ăsta n-am condus, am condus anul trecut, am făcut uh, un test foarte simpatic, uh, am condus anul trecut în, uh, cred că octombrie sau noiembrie, nu mai știu, da. Mai am diferite parteneriate, evenimente, teste pe care le fac și chiar am început de curând un proiect cu un coleg de presă auto, îl cheamă Tudor Șerban și se cheamă RT Show, adică Roxana și Tudor Show și l-am am oferit așa un Imbold ca să meargă și el să facă ceul, să putem testa împreună și camioane. Da, e a și să spun uh, Perioada în care am făcut școala, în mod special de, de autobuz, a fost una dintre cele mai frumoase Serios? din viața mea. Da. Da? Plecam sâmbătă dimineață uh, cu toți cursanții școlii TEO, cu domnul TEO, care era instructor pe vremea aceea. Ne Erau urcam bărbați toți? În... toți? Nu mai bărbați, 15 bărbați și o singură muiere, cum spunea domnul polițist și urcam toți în, în autobuz și conduceam pe rând. Sâmbătă la ora 7 ne întâlneam la, la Republica și până la ora 2 conduceam pe rând. A fost un, plicam așa ca într-o excursie. A fost foarte frumos. Da, am luat examenele din prima, te om și spunea, Roxana, să nu mă faci de rușine. Roxana, ești brand ambasador, Roxana. Am luat 26 cu 26 și da, Adică fost... mă gândesc cum te simțeai în aceș... eu E clar că e o lume a bărbaților și cum te simțeai conducând cu rândul uh, un autobuz uh, înconjurat de bărbați. Să știi că am intrat în această lume a bărbaților în anul 2000 și nu odată am fost trimisă la cratiță. A fost de înțeles la început. M-am obișnuit, am demonstrat că sunt uh, poate o femeie atipică, că îmi plac mașinile, că știu despre ce vorbesc și ușor, ușor am început să capăt încredere să mă descurc altfel în această lume a bărbaților și bărbații probabil să mă privească cu alți ochi, da? Uh, da, pentru mine perioada de școlarizare n-a fost ceva altceva decât cu ce eram oricum obișnuită. Mi-a plăcut foarte mult și îmi place în continuare. Abia aștept, sincer, nu am ocazia în fiecare lună să ies cu un camion. Dar când uh, se întâmplă aceste evenimente, ies pe, pe autostradă, vorbesc cu ei în stație. Seria bună, da, colega! Da, da. da, sigur! Da, dar colega! Da da, 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 da! Oricum se uită foarte ciudat, știi, când uh, mă depășesc, fie că sunt pe acela sens sau din sens invers, când văd o, o femeie, oricum tresară, tresară da, toți, da, da, știi? Și când cred. văd și o femeie blondă la volan, probabil că uh, o femeie blondă la volan iese și mai mult în evidență, mai ales la volanul unui camion. Da, e, e frumos. <laughs> Și permisul de elicopter, cum a fost? Era însărcinată atunci, Eram însărcinată cu Ana, exact, în 2008. Nici n-am vrut să, n-am suflat o vorbă despre faptul. Bine, era sarcină mică, aveam, nu știu, câteva săptămâni. Uh, n-am vrut să vorbesc despre asta, pentru că n-am vrut să știe nici instructorul, nici uh, cei de la autoritate, uh, da, a fost uh, o perioadă foarte interesantă din viața mea. Chiar uh, și la camion sau la autobuz a fost una dintre cele mai frumoase. Am uh, zburat cu un instructor extraordinar, Romeo Constantinescu, apoi cu Gheorghe Bața. Mi-am dorit foarte tare să fac și commercial, să merg mai departe, însă fiind școală privată, școala de elicopter este foarte scumpă. Uh, sunt uh, genul de femei care nu mi-a plăcut să investesc în lucruri uh, personale, feminine, de exemplu. Nu sunt adeptă. Nu, oricum, nu-mi place să fac shopping-ul. Nu, nu sunt nebunită. Mai nu. bine. Da, nu se știe niciodată când cumperi un elicopter Nu, nu, nu. Însă, a, întotdeauna am investit în pasiunile mele și în vacanțe, inclusiv să știi când, când mă duceam în vacanțe, nu cumpăram neapărat uh, suveniruri sau uh, cadouri sau preferam să mă duc la scufund sau să fac un salt în tandem, sau să merg cu barca pe mare, sau lucruri care să-mi să rămână și să am ce povesti nepoților. Știi, mă gândeam, văzând că ai făcut atâta lucruri, primul lucru care mie mi-a trecut prin minte a fost ce femeie neînfricată, după care te-am cunoscut mai bine prin declarațiile făcute și am descoperit că, de fapt, ți-e ți -e frică de fiecare dată când pornești într-o asemenea aventură. Și nu mi-e rușine să, să recunosc că mi-a fost întotdeauna frică. Și întotdeauna mi-am dorit și m-am automotivat să-mi să depășesc temerile, fricile. Cred că aș fi fost nebună să nu, să nu fie frică, să nu conștientizez pericolul. Mi-a fost, uite, mi-aduc aminte și mă trec toți fiorii, de exemplu, când am dat examenul de scafandru avansat, că am făcut cu fundare la 40 de metri sau am făcut cu fundare noaptea cu 10 scafandri. Deci tremuram ca piftia. Când am ieșit din apă, aveam senzația că mi-a mai crescut o pereche de dinți, știi? Din cauza uh, spaimei probabil, a emoțiilor, cum aveam uh, maxilarle încordate. La fel mi-a fost uh, teama când am făcut uh, primul salt sau când am ieșit prima dată la zbor, sau când am sărit uh, din elicopter în mare, cu scafandri militari. Sau când am fost în Afganistan, am fost în teatru de operații. Da, mi-a fost de fiecare dată teamă. Dar întotdeauna am, știi cum mi am cules roadele, am fost atât de fericită de, de ceea ce am realizat și uh, mă bucur că am trăit aceste momente și întotdeauna deviza mea a fost mai bine să-mi pare rău de ce am făcut nu de ce n-am făcut Exact. motiv și pentru care m-am dus la Survivor de exemplu, da, deși da, știam da. de la început că nu am cum să, să rezist mai ales că uh, știam că piciorul meu stâng cel puțin, e unul foarte șubret că am, că am făcut sport de performanță m-am dus, m-am îndrăgit soțul meu n-a vrut să mă lase, n-a vrut să mă duc l-am convins în fine, m-am dus Cred că, până la urmă, gustul acesta al adrenalinei este mult mai puternic decât teama și, cu siguranță, una dintre cele mai bune căi de a învinge o frică este, practic, să o confrunți față în față. Corect, așa este. Și da, mereu cred că am fost dependentă de adrenalină. Nu sunt cea mai deșteaptă femeie din lume, tu ai spus, Roxana, la un moment dat. Dar nu sunt nici cea mai fraieră. Mai fraieră. <laughs> am știut mereu să mă descurc, m-am avut educat și prin sport, n-am făcut compromisuri și nu mi-e rușine niciodată atunci când mă privesc în oglindă. Acest spirit al tău de femeie care poate sparge bariere și pe cel puțin pe mine mai convins că poți să faci acest lucru și prin performanțele pe care le-ai realizat, cred că Poate fi convins oricine. Așa ai fost de mică? Nu știu dacă așa am fost neapărat de mică. Ideea este că am avut o copilărie destul de, de grea. Am crescut în creșe și în grădinițe săptămânale. Părinții mei s-au despărțit când eu eram mică. În clasa 1 am mers o perioadă la școală cu internat. Pe urmă am avut norocul că m-am apucat de, de sport și am făcut sport de performanță și m-am integrat în, în echipă ca într-o familie. Am crescut practic în această nouă familie. Mi-a lipsit foarte mult familia și probabil că ăsta a, a fost principalul motiv care m-a făcut să lupt și să merg mai departe. Iar acum, de când am, am devenit adult, mi-am dorit așa de mult să am familia mea și să o prețuiesc na, așa cum n-am avut-o eu când când eram copil. Mi-a mi lipsit foarte mult. Cum era copilăria într-un internat? Păi pot să-ți spun că în creșă și în grădiniță, cea mai frumoasă zi era sâmbăta, la prânz, când veneau părinții și mă luau. Și cea mai urâtă zi era lunea dimineața, când mă duceau acolo, așa erau vremurile. De vacanțe m-am putut bucura, pentru că cele mai multe dintre vacanțele le-am petrecut la țară, la bunicii mei. Dumnezeu să-i odihnească. Ei au fost ca niște părinți pentru mine. Și a fost greu. Na, da, Dacă eu așa am văzut, așa am crezut că este lumea. Înțelegi? Eram fericită în felul ăla. Nu știam cum este și altfel. Înțelegi ce vreau să zic? Da, înțeleg foarte bine și cred că această nefericire, deși eu n-aș numi o chiar nefericire, a fost recompensată pe parcursul vieții cu numeroase daruri și uh, eu Pot să spun și sper că același lucru să-l confirme și cei care ne ascultă că ești brandul emisiunii promotor. Nu de alta, dar, deși prietenii tăi spun despre tine că ești un om cu foarte puțină răbdare, ai avut răbdarea de a sta 13 ani în această emisiune. Pentru noi, telespectatorii, a fost un lucru fascinant, cum a fost pentru tine din interior. Știi care e culmea că. Uh... Acest format de emisiune era conceput ca în fiecare an să se schimbe prezentator. Oamenii au uitat că înaintea mea au fost alți patru prezentatori. Alexandre Ultima. Alexandra Dinu, Eugenia Șerbana, actrița da. Dan Bitman și uh, uh, Sorin Chiriac, cred, cred S-ar putea să greșesc, Kiria. Din a mai fost, da, convins, un, un alt momentan, uh, da. prezentator. Emisiunea a debutat în 96, iar din 2000 am preluat eu cărma acestei emisiuni. Iar în fiecare an așa era formatul, se schimba prezentatorul. După ce a trecut un an, a urmat vacanța de, de vară, emisiunea a luat pauză, vreo șase săptămâni. După această vacanță, de fapt în timpul vacanței de vară, eu deja încercam să mă orientez, să văd ce altceva o să-mi găsesc de lucru, da. pentru că deja mă să cu emisiunea. Mă rog, s-a terminat vacanța de vară, m-au chemat, m-am gândit, Sârbu cred că o fi uitat că a trecut un an, m-am gândit eu. <gânt> Și am început al doilea an, a venit iar vacanța de vară, iar m-am gândit, zic, ce fac acum? Am intrat și în al treilea an și tot așa, pe urmă am început să mă, să mă liniștesc, să-mi dau seama, să mă obișnuiesc, că de fapt, hai că e bine, știi, că și eu m-am obișnuit da. cu emisiunea și emisiunea cu mine, publicul deja mă asocia cu, cu brandul promotor și uite așa au trecut uh, 13 ani. Ce da. crezi că, că ai avut în plus față de toți ceilalți prezentatori? Dan Bitmar, Alexandra, din? Alexandra, uh, Alexandra a prezentat o perioadă scurtă, a avut cred că vreo 8 luni, 9 luni da. de zile, pentru că s-a îndrăgostit de, de Mutu, de Adrian Mutu și a plecat da. în Italia. Probabil că ar fi, poate ar fi continuat cariera ei la, la cărma emisiunii. Uh, țin minte că am văzut, cred, toate emisiunile cu ea în momentul în care uh -huh. am luat castingul, pentru că a fost organizat un casting pentru o emisiunea asta, am fost 40 de fete. Am, am intrat în semifinală, urmă în finală, iar în finală m-am bătut cu nume precum Gina Pistol, Nicoleta Luciu, Delia Matache, Diana Munteanu, nume celebre la vremea respectivă și la vremea respectivă, da. adică... Nicoleta era, dacă nu mă înșel, Miss România Delia era Una dintre cele mai apreciate da, artiste Trupa de la NND noi. la vremea aceea Deci era nebunie da. Și nu nu am crezut vreo secundă că o să O să mă voteze publicul și că o să ajung Să prezint emisiunea Chiar în ziua în care producătorul trebuia să ne anunțe Cine este câștigătoarea M-a sunat și i-am zis zic hai spune cine Cine a câștigat Și mi-a zis tu ai câștigat și zic, nu zic, nu zic, nu zic, cine va prezenta emisiunea? Și îmi spune, zice, păi asta îți spuneam, zice, te-am sunat ca să spun că tu vei prezenta emisiunea. Zic, nu mă zic, stai puțin că nu înțeleg, zic, a fost casting zic, în seara asta, zic, o să... <gântu> mă, ce ești nebună, nu te supăra, zice, te-am sunat ultima, ești ultima dintre fete, șapte rămăsesem în, în finală, și tu mă întrebi a treia oară cine, ce tu nu... Și şi a urmat o, o pauză de câteva secunde și mă întreabă, zice, nu te bucuri? Mm. Și eu cu sincer, sinceritate am zis nu, nu. <laughs> <laughs> nu Pentru că pentru mine a fost o chestie neașteptată. Eu de fel m-am dus la casting, nu pentru că mi-am dorit să ajung la această emisiune, ci pentru că am fost împinsă de la spate de directorul um, agenției de impresariat. Lucram înainte la agenția de impresariat a ProTV-ului, la Cristi Rotaru, Dumnezeu să-l odihnească, celebrul showbiz, așa se... Așa se da. chemă agenția Și el mi-a zis, du-te să dai probă, du-te să dai probă Dar Oricum, pe parcursul celor 13 ani Cred că ai avut oameni care te-au uimit în același timp foarte tare Știu că fost președinte Traian Băsescu a Am fost filmat unul de două ei. ori da. De două ori am filmat cu Traian Băsescu Și sincer m-a uimit uh, Să spun de ce Prima filmare pe care am făcut-o cu dânsul a fost la, la Snagov și era într-o zi de, de, joi, în afară de faptul că oricum nu mă credea nimeni din redacție că președintele țării Traian Băsescu, domnul Traian a confirmat prezența în emisiunea mea și că e... Uh, eram oarecum luată la mișto. În fine, într-o zi de joi la Snagov, la ora 12, trebuia să înceapă filmarea și mă sună cineva din staful dânsului să-mi spună, era 12 fără cin să-mi să spună că domnul președinte își cere scuze, dar va întârzia 10 minute la filmare pentru că a prins trafic pe DN1, ceea ce mi s-a părut extraordinar. Adică am zis, domne, nu se poate așa ceva. Că de-a lungul celor 13 ani cât am făcut emisiunea, am avut și. Uh... Persoane care au întârziat și șase ore la filmare. Spune ai avut invitați care nu știu, erau complexați, de exemplu, de înălțimea ta? Um, la un moment dat, Gica Hagi a refuzat să vină în emisiunea mea exact pe acest subiect, dar l-am convins ulterior. I-am zis că nu, că sunt, că sunt mult mai înaltă decât el și că se simte prost în prezența mea. I-am explicat, domnul Hagi, uitați-o, să facem interviul în mașină că nu e nevoie să stăm în picioare, în fine, până la urmă l-am convins și și a venit. Dar... spune dacă e adevărat că Eliana Năstase, atunci când te întâlnește de obicei, se urcă pe să scaun să mă pupe, da, da, da. Serios, da? Da, și anul ăsta, la început, în ianuarie, februarie, nu mai știu, ne-am întâlnit <laughs> într-un restaurant, de fiecare dată face la fel, să urcă pe scaun ca să mă pupe. <laughs> tu ai avut vreodată vreun complex <laughs> legat de înălțime? Când vorbești eram... cu atâta bucurie și seninătate despre acest lucru, încât îmi dai impresia că nu, e chiar un atu. Uh, când eram copil, să știi că am fost foarte, foarte complexată. Gândește-te că eu, când am intrat în clasa 9, deja măsuram un metru 92. În clasa 9, eu n-am mai crescut. Dar când am ajuns la liceu, am intrat pe ușă, uh, oricum s-a făcut liniște, toți copiii au zis în corp bună ziua, au crezut că sunt dirigintă. <laughs> Unul dintre ei care era mai este a zis Nu mă uitați-vă la mutra ei, colegă de-a noastră Mama, da, lungă mă ești uh, da, am fost uh, foarte înaltă încă de mică, m-am născut <laughs> încă din maternitate, am fost cel mai lung copil, m-a născut mama cu 57 de centimetri, dacă nu 58. Părinții mei au fost basketbaliști, tata Dumnezeu să-l odihnească, am măsurat 202, mama 1,80 m, fratele meu are 201, eu 1,92 m. Și uh, am fost încă de mică, de, încă de la grădiniță să team în ultima bancă. Și până la liceu și în facultate am stat în ultima bancă. Asta este, ce se face. Dar uh, m-am uh, obișnuit cu timpul. Știi, astăzi se, se discută tot mai mult despre termenul de bullying. Cred că mai bine că nu l-a simțit nimeni. Dar m-am uh, adaptat, m-am obișnuit, am început să văd calitățile din mine, am avut norocul să, să fac sport de performanță. Handbalul pentru mine a fost cum povesteam și mai devreme o, ca o a doua familie. Mi-a deschis ochii un om despre care nu am crezut vreodată că se va uita la mine. Vorbesc de uh, Zina Dumitrescu, care da. mi-a deschis ochii către o cade carieră de modeling, însă nu am urmat-o pentru că eu îmi doream foarte tare să joc handbal. Și uh, dar m-a văzut să m-a determinat să văd viața cu alți ochi și să mi-a dat încredere în mine. Mi-am dat seama că sunt altfel decât ceilalți. Eram într-adevăr ca o trestie, înaltă și slabă, subțire, dar viața mi-a arătat foarte multe avantaje. Mai avem foarte repede trece timpul, le mulțumesc și ascultătorilor care ne trimit mesaje, tot respectul pentru invitata, felicitări, o zi frumoasă, vă urmăresc din Spania, sunt doar câteva mulțumesc dintre a, mesaje. Să știi, să știi că și un prieten de-al meu, Irvin Costa, din, din Orada, mi-a scris uh, acum o oră, a auzit la radio că o să fiu invitată. Și îi transmit că îl pup, și pe el, și familia. <laughs> M-ați depășit la toate capitolele, vă admir pentru modestie. Este un alt ascultător care uh, ne-a trimis acest mesaj, Vladimir. Mulțumesc. Mă gândeam la toate meseriile tale, pentru că povesteai ceva mai devreme că erai pe punctul de a te face fotomodel. Cine te știe foarte bine ar putea să spună că ești și actriță, <laughs> pentru că ea ai co și copii. Am cochetat, da. da, da, da. Am jucat șase ani la Teatru, teatru de Comedie. Alexandru Tocilescu, regretatul Alexandru Tocilescu, marele regizor. Uh, și-a dorit să joc în piesa Casa Zoicăi. M-a sunat într-o zi George Mihăiță, eram chiar la uh, salonul de la Frankfurt în 2008, exact la puține luni după ce o născusem pe fica mea, și mi-a zis George, uh, bună Roxana, bună, zice uite Toca, zice te vrea în piesa lui. Și am zis, zic George, îmi cer scuze, dar zic cine este Toca? Bă, mi-am dat seama ce gafă am făcut, dar, na, așa îi spuneau uh, uh, prietenii, zic, te rog, zic, să-i transmis lui Toca că, zic, eu nu am făcut atv zic, eu nu am experiență în teatru, zic, să nu mă cheme, poate mă confundă, nu, 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 zice Toca, te vrea pentru rolul Madame Ivanova. Și am zis, mă, din respect pentru invita mai regizorul pentru George Mihăiță, să zic, hai să mă duc. Mi era o rușine în ziua aia, mi-aduc aminte, am intrat la, la teatru de comedie și în foaier acolo, toți actorii mari. Deci, pe cât de mare sunt eu, poate de mică mă simțeam. Și, mă rog, mi-a explicat toca, mi-a dat niște hârtii, zice, uite, o să joci cu George Mihăiță, apare în actul 2 și în actul 3, o piesă foarte lungă, 3 ore 45, ne a văzut Casa Zoe, că știe despre ce vorbesc, o piesă cu o distribuție mare. Și zice, în vocea asta, zice, o să fie o muieră consumată. Deci acțiunea se desfășura la 1904 la Moscova, într-un atelier de croitorie care se transforma, mă scuzați, în bordel, unde toate eram femei ușoare. Ușoare, exact, da. Și zice, o să joci cu George Mihăiță, o să fie o femeie de aia consumată, zice, cu o voce groasă. A trebuit să-mi antrenez vocea aia groasă, zice, ai că ai voce baritonală, ce nu, că e un momentul în care, din cauza emoțiilor, când am început, m-am strofocat, m-am închinuit să-mi fac vocea groasă, mi-a o voce pițigăiată. Au început o să râdă, deja mă roșise, mi eram ca focul. Ce nu, că uite, ai potențial. Și în fine, mi-am antrenat vocea, chiar și la capitolul ăsta e un moment foarte amuzant, că am ajuns acasă și cu cine m-am gândit eu să-mi antrenez vocea? Cu fetița mea de câteva luni care eram premergător, când am început să vorbesc groscu cu ea, am început să plângă. <laughs> Da. Dar șase luni de, de zile mai târziu am debutat pe pe scena teatrului de comedie și mi-aduc aminte că în seara în seara avam premierei tremuram în spatele cortinei, Doamne. Deci și m-a întrebat George Mihaiță, zice Roxanelu, zice, ce e cu tine? Zic eu George, zic eu cred că mor în seara asta de emoție, zic eu nu mai pot. Zice, îți spun eu, zice, cum să faci? imaginează că toți sunt în pijamale. Da, este uh, un foarte bun da, da, exercițiu. Da, da, da este, da, este. E un foarte bun exercițiu. Că n-am asta... reușit, asta e partea a doua și că mi-aduc aminte că trebuia să-mi aprindă o țigară și să o pună într-un filtru lung. Deci așa de mare emoții aveam că nu reușeam să-mi găsesc gura. Înțelegi? A trebuit cu mâna stângă să-mi prind mâna dreaptă ca să pot să duc țigara la gură de emoții. Mulțumesc, Dar Crisana, am jucat pe... șase ani, a fost și aia o știi? perioadă superbă din viața mea. Da, și mulțumesc tuturor pentru această oportunitate. A fost. Mai avem aproape două minute, timpul trece incredibil de repede, mai ales atunci când ai aceeași viteză a, sau așa un pic este. Peste el. și să vedeți ce viteză o să am în weekend când Asta avem Bucharest Sistem Half Marathon, Marathon da. Da, da, București Half Marathon iată un mare eveniment care se reîntoarce a 13-a ediție să știi că numărul 13 în nu este număr noroc. cu ghinion este număr cu noroc dar este un alt eveniment uh, marca Running Bucharest și care se va desfășura chiar în acest weekend 11 și uh, 12 mai pot uh, să spun denumirea completă? da, da? se cheamă OMV Petron București Half Marathon Ton. Sunt așteptați peste 10.000 de alergători. În comparație cu celelalte curse care au avut loc până, până anul trecut, anul acesta nu va mai exista cursa copiilor, însă în toamnă va fi un eveniment dedicat exclusiv copiilor, dar despre asta o să anunțăm noi mai, mai târziu. Desigur, celebra cursă semi-maraton de 21 de kilometri, ștafeta, dacă vrei să te bagi la ștafeta, am auzit că este, da, 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 3 da, ori 7 kilometri, avem și cursa de 10 kilometri, dar și cea de, de 2,5 km fan race-ul. Cu plecarea din piața Izvor și cu finish în piața Constituției, cred că vremea o să țină cu noi, chiar vă puteți ridica chitul începând de joi din piața Constituției, o să fie o vreme frumoasă. Da. Am avut anul trecut, dar cred că la Biucărez Maraton a fost puțină ploaie, nici că ploaie, da. puțin mai multă Lasă ploaie. Da, să ploaie, ploaie bogăție și un adevărat sportiv se, se uh, reușește să tragă peste astfel de obstacole. Mulțumesc, Roxana, tare mult îți mulțumesc. Pregătesc ca unul că vreau să fac o fotografie cu tine. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Te îmbrățișez și... și te așteptăm de fiecare dată cu drag aici la Radio România.